Pe asta îi salutăm și pe băieții care au venit să rupă instrumentele în două. Să trăiți! Pe cine? Salut! Una, bună dimineața! Salut. Trupa debutantă vocal-instrumentală Haikyuu. Se știe, aplauz! Uite ce frumoasă fișam! Trupa Haikyuu a lansat până acum 8 albume și 26 videoclipuri, adevărat? Cred că sunt 28 între timp. Iată, corectăm aici. Corect. S-a filmat Florin pe drum spre emisiune. Hituri precum Totul va fi bine, Gașca mea, Razna, bună dimineața. Eu vreau să scot asta cu Gașca mea de la petrecerile de copii, căci nu mai pot, nu mai pot. Și Dor de tine, dor de noi au stat mulți ani în topurile muzicale din România, devenind leitmotivele. Adică exact ce ai spus tu. Da, leitmotivele playlist-urilor în cluburi. Hitul Lose You a cucerit 10 alte țări. Băi, am fișă, citesc. Dar de ce trebuie să citești? Dana, Florin și Mihai. Pe bune, că aveam pretenția că tu știi pe de rost asta. Și-au câștigat popularitatea și datorită emisiunilor prezentate la diverse televiziuni. Așa e. Odată cu revenirea Danei la vechea formulă, turneul Haikyuu încă o dată în 2011 a marcat încă un succes în cariera de 17 ani a trupei. Doamne, ce frumos! Doamne, ce trebuie să mai zicem ceva sau ce? Că mai zis aproape tot. Băi, m-am gândit că de câte ori ne-am văzut de atâția ani de când ne cunoaștem, n-am citit niciodată fișa voastră și vorbeam din memorie. Și am zis, bă, să văd ce zice de câte ori venim aceea. Fișa? Nu. Nu. A fost consistent, am mai scos din ea, că văd oamenii că nu citesc, nu mai scot. Lasă acolo, să știi tu cine să ia și ia așa. Ce mai, ce? Nu? Ha? Bine, nu? Facem bine, facem bine. Bună dimineața. Mulțumim. Mulțumim. Da. Mulțumim. Foarte bine stă la saco. Foarte bine. Băi, dar să știi că e sacoul de dimineață, că eu acum am alt saco cu care mă schimb. Da? Da, da, da. Nu puteți să mergeți pe genul ăsta lus la... Nu lus, că ne-a făcut cod acum. Cum? Ne-a făcut cod de conduită. La Parlament? Da, trebuie să te îmbraci țiplă. Dacă n-ai cravată, ești degeaba. Păi și Mădălin, voi cu ce faci? Bă, nu știu. Deci acolo, de asta e politica frumoasă. Dar în fine, e dimineață. E complicat. Da. Am înțeles. Voi vorbiți de politică... Mădălin ca Mădălin, dar să-l vezi pe Remus Cernea. Da, am înțeles. Să nu impună să se și tundă. Domnul Cernea, să veniți cu părinții tuși la școală, la Parlament. Voi vorbiți politică și anume cu tovarășul aici de față? Niciodată. Niciodată. Nu prea avem timp. Nu prea aveți. Noi nu vorbim cu el, de fapt. Avem multe subiecte. De când ești la putere, gata. S-au poziționat în opoziție, gata. Sunt în opoziție. Tu vii cu altă mașină la concert, ei cu treaba lor, tu cu treaba ta. Vai de capul meu. Da, dar îți pare rău că te-ai băgat în chestia asta? Da, nu, îmi place foarte mult. Doar că n-apuc să dorm. Cum? Pas noaptea am ajuns la 1 acasă. Dar stai mă, tu mai mergi în concerte? Păi nu, ți se pare că sunt cu trupa tot timpul? Mereu, deci nu există să nu existe trupa în viața mea, să nu mă duc cu ei. Păi sunt loial. Îi place sunt foarte un mult. Om loial, Danei și lui Florin, și respect oamenii care vin la concerte. Cum ar fi să nu mă duc? Plus că nu mai aveți nevoie de bodyguards, aveți pe piștii lui. Noi avem. Ce mă? Na, nu ești genul? Uite așa crede mama că sunt mai șmecher decât sunt. Da. Vai de capul meu. Trebuie să fie tare distractiv. Și cu Cici de la Sistem, adică e da. Mișto la voi în Parlament acolo. Nu, că e de la Senat. E mai șmecher, e mai șmecher ca mine. Gata, ești deputat, da. Am înțeles. Bine, gata despre politică, mulțumesc. Nu mai vreau să vorbim. Zim de muzică. De muzică. Foarte frumoasă muzica Haikyuu. Îți mulțumesc mult că ai citit de pe hârtie. Tot Florin e cel mai mare fan, să știi. Da, sunt cel mai mare fan. Am un tricou cu Haikyuu pe dedesubtul acestei cămăși. Am înțeles, ai Haikyuu tatuat în suflet, da. Nu știu ce. Mai știți cum i-a spus voi numele? Cui? Trupei? Haikyuu, da, da, Mihai a venit cu ideea. El a zis că eram noi mici de tot și a zis că muzica noastră trebuie să fie de înaltă calitate. Vorbea de atunci așa. Și eram la clasa de engleză. Aha. Și atunci și a spus în engleză high quality, dacă să fie scurt, a zis Haikyuu. Scria pe o casetă, de fapt, la el. Ele erau cu HQ, dar apropo de asta, țin minte cum Mihai spunea, băi, nu putem să avem un nume de la lung așa, pentru că eu vreau când intru pe scenă să aud că strigă, știi cum e? Bon Jovi, știi? YouTube, adică să fie ceva din două silabe. YouTube, să... Haikyuu. Exact. Bravo. Ceva de... Bă, bine v-ați gândit. Foarte bine, pe vremea era Șuie Paparăde. Deci, băi, cum zici când intră Șuie Paparăde? Doamne și doamne, Șuie Papa... Nu, hai frate, era prea lung, știi? Am înțeles, pe vremea aia se țipa la concerte, acum e... Da, Șuie Paparăde și așa acum, dar... Da, să nu facem dar e greu de strigat, știi? Câți ani de Haikyuu sunt, Dana? Sunt 17 ani. Doamne, mai cald. Mi-am apucat acum câți ani? 17 ani. Nu, mă gândeam câți ani aveam noi când ne-am apucat. Dacă acum avem 25, încercam să fac un caliciu rapid așa. Erați pe bază de liceu. Eram pe bază de grădiniță. Dar prima piesă pe care ați cântat-o, care a fost? Mai știi? Da, știu eu care a fost prima piesă. Nu, Alexia a fost prima piesă pe care am tras-o în studio. Da, da, pe care tot ce aveam eu de cântat pe vremea era ceva
Fără asta cuvinte, era tot ce trebuia să cânt cu... Vezi, era la faza la care e Dani dimineața, știi? Băi, să vin mâine la concurs, că avem concurs de mămâit aici. Păi da ce? Păi cum mămâim noi? De mămâițe? Nu, mămâie nimeni. Concurs de mămâițe? 17 ani de Haikyuu, my God, domnule. Ce poster aveai în cameră? Eram fan, așa, eram un repăraj de ăsta cu minte. Marky Mark, ăștia erau în viața mea, așa. Mark Wahlberg ăsta. Da, mai da. Ditai producătorul de televiziune. Acum, vezi, am avut, de atunci am avut mână la... Da, ăștia. Cu muzica nicio treabă, da, nicio treabă. Deci acum ce spune despre mine faptul că eu l-aveam pe Tupac și el e mort între timp? Și da, negru. Da. Ce spune despre mine faptul că eu n-aveam pe nimeni? Cum, n-aveai poster? Nu, n-am avut postere. Mă, pe exist. Cuvântul meu de onoare. Nu-ți scriai cu pixul Bon Jovi pe bluci? Eu am avut o copilărie foarte tristă. N-am avut postere. Nu, adică ascultam muzică și îmi plăceau foarte multe trupe și îmi plăceau și mulți actori. Mă uitam la filme. Dar nu eram fan nimănui. Nu scriai pe Adidas și pe talpa aia albă? Pe nu scriai Metallica? Știi? Și pe bancă. Scuze, nu. Nu? Nimic? Deci tu te-ai trezit într-un fenomen muzical ce, de fapt, nu te preocupa? Nu, eu așteptam să pun alții postere cu mine. M-a puțin să leșin aici. Facebook, zi repede. Facebook, Haikyuu România. Ce? Zici că e strigare de peluză. Haikyuu România! Haikyuu România! Mi-a trebuit să spun. Ceva scurt. Am înțeles. Și una dintre paginile tale unde activezi, desigur, ți-au băgat mă net la acasă? Da, mi-a băgat net și de acasă, da, câteva săptămâni. Am vrut să te sunăm să spunem că să-i ești nebun, explicam cu mașina și unde găseam wifi pe stradă în Corbeanca, mă opream acolo, că nu se putea. Deci nu puteai să stai în casă, să n-ai internet. Bă, dacă te dai un telefon, îți dădeam și o cafea, dar acum dacă o ții pe a ta să fii independent... Erai departe, da, să știi. Da, sunt foarte departe de tine. La 5 minute, fix. Ai o pagină din asta de o administrez, nu pune mâna. Așa. Ai o pagină? Haikyuu ce? Haikyuu România pe Facebook. Și de net? Și de net? Te referi la haikyuu.ro site-ul, da, sau blogul, da, meu? Ai și blog? Am și blog, floringrozea.ro. Și ce mai scrii acolo? Scriu de una, de alta, de muzică, de ce am mai făcut eu, de părerile mele. Nu prea scriu de politică. Mă zic că ești activist așa. Sunt activist așa, în sensul în care mă mai enervează câte cineva și mai scriu pe blog de el, dar în general sunt un om pozitiv și pașnic. Dana, final de incursiune în viețile voastre, 17 ani împreună. Dar nu e final, să știi, nu se termină nimic. Avem 17 ani. Nu, final de incursiune. Incursiune, incursiune în emisiunea asta. Aici, eu când am auzit final, gata, m-am speriat. Am zis că trebuie cât să mai aveți undeva de gând, acasă și se termine treaba. Hai pe bune, cât mai aveți de gând? Mai avem de gând. Câți ani? Nu știu, cât ne ține. Ajunge când ne mai invitați voi? Ajunge Sofia de la facultate și maică-sa tot cu gașca mea, nu poate. Niște oameni. Niște oameni senzaționali care, nu-i așa, trec pe la Neața când au lucruri de anunțat. Țara Minunilor, cel mai recent single de ascultat la radio, de ascultat în mașină și de mumuit acasă. Ce vrei? Când n-avem nimic de spus, tot venim aici. Ferească Sfântul. Mulțumim, hai!